30.000 din turul 3, cu 30 și ceva de mii din turul 1 de la PNL și cu 10.000 de la PRM, face vreo 88.000 de voturi. Ori voi n-ați luat decât vreo 77.000 de voturi. Da. Pentru noi, personal, cel mai mult înseamnă rezultate din turul 1, unde am câștigat cu toată, cu fiecare partidă în parte. Deci am avut acolo un 33%, dacă nu mă înșel. Am avut 8.000 de voturi față de PDL. Și acolo s-a arătat zice valoarea. În restul a fost un conglomerat politic. Nu, dar n-ați reușit să fructificați acest conglomerat. Nu, acest conglomerat nu s-a fructificat. Nu, sau s-a fructificat pe jumătate. Jumătate din punctul meu de vedere și matematic vorbind, a plecat de PDL. Deci, cred că la nivel național, dacă PDL-ul s-ar fi implicat, cum ar fi trebuit să implice. Și vorbesc de organizații locale, nu vorbesc la PDL-ul, la centru, cred că Antonescu a fost jos părerea, a fost peste așteptări. Da? Dar aici, la nivel local, cred că oamenii au lucrat cu jumătate de inimă. E greu să duci voturi pentru alt contracandidat când două luni de zile ai făcut campanie că Antonescu e mai bun decât toți și vorbim să spunem că nu e Antonescu mai bun, e Joana mai bun. Corect. Și asta înseamnă eu nu cred în cuantificarea asta matematică a voturilor oamenilor. Și eu personal, poate că n-aș fi votat. Deci aici e ca la măritiș, ca la căsătorie. Ți-aduci darurile, ți-aduci zestrea de acasă. E, și când a spus pe masă camionul de la PNL cu camionul de la PSD și cu camionul, mă rog, în doi, hai să nu mai punem PRM, și cu dubița de la PRM, s-a constatat că s-au furat din lucruri pe drum. Nu s-au furat, eu cred că n-au fost încărcate. N-au fost încărcate, au venit cu ele goale. Și asta e adevărat. Deci e clar, după părerea mea, oamenii au votat cu un lipsă de conștiință. Unde a greșit PSD-ul? Este... PSD-ul n-a greșit nicăieri, cel puțin la Cărăraș. Liberalii spun că erați extrem de aroganți. La Cărăraș, nu știu că e liberal. Și de sigur că erați, că Mircea Joan ar fi și câștigător. Nu știu cine a spus așa ceva. Domnul Răducu Filipescu a spus. Asta e părerea dumneavoastră, eu știu ce institutul de sondaj al opiniei publice a avut. Eu vă spun că noi am tremurat pentru victoria asta până la ultima secundă. Am tremurat până la ultima secundă. De altfel, nici nu ne-am bucurat când alții au sărit de 3 ori ca Brasca. Ne-am stat și ne-am gândit aici la partid. Bă, e ca în groasă, că suntem marja de plus sau minus 3. Și Brasca e un animal domestic. Da. Felicitări pentru Vasilați. Mulțumesc. Într-adevăr, acolo am avut o echipă deosebită. Nu mi-au înșelat așteptările, au muncit și se dovedește acolo. Și Vasilați e departe și este într-o zonă care a venit după al doilea război mondial, încă nu s-a făcut asfaltul, nu s-a reparat de atunci. Adevărat. Oameni simpli, oameni curajoși, oameni de nădejde, oameni care vorbește vorbă și vorba e vorbă, ceea ce veni spre centru, spre Cărăraș din ce în ce mai rar. Și încă o dată spun, încă s-a dovedit că oamenii votează așa cum le zice conștiința, nu cum le votează niște lideri care sunt mâine nu mai sunt. Aici n-au înțeles cei de la centru că nimic nu se cuantifică. Lumea votează valoare, lumea votează în cine crede. Și automat ne-am rămas, am câștigat județul tot cu 7.000 de voturi, care le-am avut și în primul tur. Oana Migil pentru